România continuă să fie cel mai important exportator de grâu din Uniunea Europeană, cu livrări de 1,4 milioane de tone de grâu în perioada 1 iulie-2 septembrie 2019. Țara noastră se situează înaintea Franței. Hexagonul este cea mai mare putere agricolă din blocul comunitar și țara care ar urma să fie responsabilă pentru 41% din exporturile totale de grâu ale Uniunii Europene în perioada 2019-2020. Statul francez se poziționează pentru moment după țara noastră în sezonul care a demarat în prima a zi al lunii iulie. Datele Comisiei Europene arată că exporturile totale de grâu ale Franței au fost de 765.260 de tone în perioada de referință, dar unde ajunge grâul românesc și implicit cel provenit de pe întregul teritoriu al blocului comunitar? Principala destinație pentru grâul Uniunii Europene este Arabia Saudită, cea mai mare țară din Peninsula Arabă și din Asia de Vest a importat în intervalul 1 iulie 2 septembrie 2019 o cantitate de 507.921 tone de grâu. Cu acest nivel al importurilor, regatul Arabiei Saudite a devansat Algeria, principalul și tradiționalul cumpărător al grâului provenit din blocul comunitar. Statul nord-african a achiziționat de pe piața europeană 451.161 de tone de grâu. Exporturile de grâu ale Uniunii Europene au continuat să se intensifice în săptămâna care s-a încheiat la 1 septembrie. Creșterea la 397.455 de tone de grâu, comparativ cu 360.959 tone în săptămâna anterioară, Lasează totalul livrărilor în afara granițelor blocului comunitar a celei mai cultivate plante din lume la 3,9 milioane de tone pentru perioada 1 iulie-2 septembrie. Aceste cifre arată o majorare cu 20% a exporturilor de grâu față de intervalul similar al anului trecut. Prognozele Comisiei Europene pentru sezonul 2019-2020 indică o creștere de 18 puncte procentuale în ceea ce privește exporturile de grâu ale blocului comunitar care ar urma să se situeze la 26,6 milioane de Tone. În sezonul 2018-2019, cantitatea de grâu livrată în afara Uniunii Europene a fost de 22,4 milioane de tone și s-a situat sub estimările Departamentului American al Agriculturii, care miza pe exporturi de 24 milioane de tone din cauza competiției dure a grâului provenit din bazinul Mării Negre. Recent, Uniunea Europeană și-a revizuit în jos estimările referitoare la producția la hectar pentru culturile de grâu. Prognosticul este determinat de condițiile meteo favorabile din unele țări. Datele estimative ale Comisiei Europene informează că producția de grâu a blocului comunitar ar urma să se situeze la 143 de milioane de tone în 2019-2020, în creștere cu 10,4% față de sezonul anterior.